băieții și fetele mele, că acum am și fete. Mădăline, mie spui. În familia mea, știi cum sunt viței ei, am mulți de foame care caută de-al dracu așa, de face brum, între tâse. Mamă, mamă, Clau, cred că i-ai băgat ăștia în... Alin, ce-a făcut? I-ai activat! Dar i-a zis dacă pot, încerc. Da, ai putea să încerci, adică ce ar fi rău în asta? Uite, fetele la mine aici spun curaj, te-ar fi susținut cu toate. Practic da? Nu e ceva ieșit din comun, părerea mea. Ia uzi, nu mai da speranțe false, mor. Ce, zice, crezi cum te descurca sau ce? Ia uite, eu ți-aș recomanda să le faci în ciudă la toți și să... Și să le arăți că se poate, domne. Dacă vrei și îți dorești, totul este posibil. Ana, te pup, Ana. Băi, Alin, nu vorbim despre chestiile astea aici. Nu mă bag aici. Vă las pe voi să vă imaginați chestii. Băi, voi mă credeți că în realitate fetișoara asta e foarte isteață? Adică e și foarte isteață. O duce și foarte tare capul și... Dar merită, nu. Merită, după cum spuneam. Îți arăt... Te iubesc! Uite, inimioară pentru tine! Foarte drăguț din partea ta! Te pup, Alin, te pup, știi că te iubesc! Te pup și eu și pup, deci tot l-am uitat în tine. Ăla de la arătațiile mai devreme, n-am auzit. Iartă-mă să știi că eu glumesc cu tine, ești foarte frumos. Mă, eu țin la glumă, adică pana mea, adică până nu se... M-aș bucura să fie așa cum spui, fie cum spui, nu știu cum gândești. Bună, 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 Marian. Am intrat uite că... Uite că așa face Dumnezeu să te patnești după meci și să-mi dea Dumnezeu așa, uite, 10 win-uri și ce crezi, mă mai joc cu tine, că-mi convine, știi? Haideți, frate, să-l batem și noi odată pe Alin, să-i luăm toate meciurile, da, toate win-urile. E o zicală veche de-n popor, ci că dacă nu cu pumnii, măcar cu barban cu aia să mă bateți. Bine, nu mă refer la publicul care te urmărește, mai mult la tine, doar în tine. Haide, mă, voi ăștia care sunteți aici, să nu vă supărați pe mine, că eu glumez și acum sunt un ratat care nu mă băia somn. Alina, am văzut că ți-ai blocat contul o perioadă. Nu te-am mai văzut-on. Așa este, da. Mi-a fost blocat într-o perioadă scurtă de timp, dar, bineînțeles, am revenit de îndată. Ești foarte bun, ai revenit în forțe. Știi cum e vorba aia? Toate drumurile duc la Roma. Adică tot nu scam ne-a fătut. Dar vorba vine. Eu te-au așa mai bocolite, dar acum îți mai aruncă tău una așa. Poate te dismetici, știi cum ar veni și mă chem la tine. N-am, frate, n-am. Nu sunt obișnuită cu așa ceva, dar... Ce te-am întrebat ăla, ce-a zis? Nu, ziceam că tu, cum vorbești și așa, nu sunt obișnuită cu oameni de genul, dar ne obișnim noi. Mă mai înveși pe mine șmecheria, știi ce zic? Să agită și învăța. Și cât ar fi de învățat. Îmi spune că e Dana în umbră la el pe live. I-am spus. E bărbat să moară familia mea, uite și tu după jumătate ori îmi dau seama. Zic că-l bate Dana. Lasă-l, frate, că i-am dat raportul. Okay, iar ridică puțin bărbia, te rog. E bărbat, moară familia mea, are mărul lui Adam în gât. Cine mă, eu? Iar ridică faci și închide. Eu mor, Alin, te bag. Închide într-una. Dar de ce ai bărbia așa? Zici că ai funduleț aici. Așa e, merge-o, măi. Ridică și să văd în sus. Are mare gură să mă lăsați familia mea pentru prima dată în viața mea. E bărbat. Ăsta e bărbat de la tailandez, operat să moară fam. Ia, ridică gâtul în sus. Te rog. Aoleu, uite mărul. Ia zi-mă că nu este viața mea. Mă, voi ați văzut să moară băicuța mea, de n-are mărul lui Adam. Da, măi, da. Sunt bărbat. Și voi să mă duc și la ea, la el. Te trezeai cu o surpriză. Ridică-te rău puțin, bărbia, te rog din suflet. Ce, mă, ce?
Bără, nu bără, nu bără, să mă răspăm în băi. Doamne! Oricine are mărul lui Adam, da, Daria, dar să-l învățăm pe Alin biologie mai încolo. Alin, eu zic că... Asta înseamnă că dacă îmi bag acum degete pe palma la chiloți, înseamnă că îmi scap un deget în pizdă, sau ce sunt? Dana a fost cu Costel, Biju și Salam? Nu știu, dar nu știu cine-i Dana, în primul rând. Cine, cum, cine ți-a scris comentariul ăsta? Cine ți-a scris comentariul ăsta? Cum îl cheamă? Nu știu, că n-are nume. Salam Khan. Cum îl cheamă? Salam Khan. Salam Khan. Să vii la noi în chat, frate, să mai vii pe aici. Pula-n familia ta și mor ce te-ai dat dimineață. Anatomie. Da, bine. Mamă, dar ai jucat meeting pe bune? Mi-a sărit somnul, să moră mama, dacă ne-am văzut mor. Eu am zis, băi, am alucinații de la somn. Dar are mărul lui Adam pe bune, să moră mama. Și tu ai țâțe și nu m-am luat de tine, pe bune acum. Bun, te iubesc. Te iubesc. Te iubesc. Bună, Ana, bună. Păi dacă tot. O să-ți dai drumul pe mine, nu-i problemă, ce vrei tu. Pe sânișorii aia frumoși ai tăi, nu? Da, vezi că știi, lasă-mi tot că spune tot. Reciproc, da, da. Bă, uite, eu v-am zis că dacă intru și mai stau mult cu Alin, îmi vin și mie chestii duminică astea glumite. Alin, să nu te superi pe mine, da? De când, ce crezi? Dacă mă supă, ce pula mea să fac? Fac recurs. Dacă se refuză, fac un apel. Și dacă și acolo se refuză, măi, la tine și mă pui jos. Fucariul meu, te apuc să rămână, pom, 11 win-uri, mâncați și cu rută, păi ce crezi? Păi da, stai mă puțin așa, stai puțin, că, deci nu trimiți mie video prin mesaj pe TikTok, mă, nu vă trimit video, dacă vrea Alin să vi-l trimită, bine, dacă nu vreți. Roxana, Amanda la toți, Andreci. Adel, nu prea, ce să fac, frate, caut să ajung pe mama, sau, pe 20 vreau să stau, frate, să mă duc până la 20. Haide, Adriana, să ne mai jucăm. Zi, vrei să iau un taxi, să ne cunoaștem îndeaproape? Nu, că se supără Dana pe mine și eu țin cu femeile. Puțin, cine e Dana? Păi nu știu, cine e Dana? Azi, mai stai cu cineva în casă? Mai stai cu cineva în casă? Nu. Păi și despre cine vorbești? Te duc la un hotel, ok, ok. Dar nu-l arăt la nimeni. Păi nu o să-l arăt la nimeni. Dacă vreți, vi-l trimite Alin. Alin. Întrebare, de ce faci o melodie cu Salam sau Biju? A, ok, de ce nu faci? Stai. Mă, care e faza cu Salam sau Biju? Da, Daniela, am auzit. Da, Salam și Biju sunt frații mei. Am fost colegi înainte, dar ne-am acceptat și... Am fost practic o... Asculti manele? E, noi am fost o gașcă, cum, ai văzut cum sunt rockerii toți la grămadă, o trupă. A, ok. Mamă, dar cu Sergiu ăla, cu Costel, Biju... A, o știu, da, Salam și am fost o trupă înainte, am separat, vezi, din motive, nu pot să spun aici. Asta e, se mai întâmplă. Bine, mai bine. Credeam că este... A, ok, ok. Uf, doamne, doamne, deci n-am avut atâtea comentarii în viața mea. Dar eu te puteați bătă tapul să vă dați Dumnezeu sănătate. Cu mine orice e posibil viața mea. Dacă vrei, pot să vin la tine acum, îmi iau un taxi și ajung la ceva. Unde dorești? Zice cineva când lansezi piesa cu Dani Mocanu. Faci o piesă cu Dani Mocanu sau faci mișto? Cum? Faci piesă cu Dani Mocanu? Nu prea se ține de treabă, să știi, l-am chemat și ultima oară la Sudeu și a venit rupt în gură, a venit. Ce spune, nu vreau să mai povestesc, e un subiect trecut. Alin, te-a pup să rămână.
Păi, dar hai să câștigăm și noi odată împotriva lui Alin. Uite am cât colaborat, e am colaborat. Faci mișto? A, ok, am ok. Colaborat la, am colaborat la un da, ascultă-mă, asculti, Adriana? Dacă da, te ascult, te ascult. Am colaborat eu și Dani Mucaru la piesa, dacă știi, femeia mea. Și a fost foarte virală chestia asta și pe TikTok și pe YouTube. A ieșit ok, dar uite că e un măgar și nu a mai dat o semn de viață. Ia stai așa, Dani. Dar cine, cine știe, poate în viitor vom continua aceeași piesă, femeia mea, că văd că e pasionat să cânte numai despre așa. Te pup, Alinu, meu, te pup, sărmân. Chica, ce face Sibel? Cine e Sibel? Te cunosc cu oameni. Chica, era și țanca în trupa lor, ok? E femeia de serviciu, a fost femeia de serviciu a mea, a fost după femeia de serviciu a lui Dani Mocanu. În fine, eu... O istorie lungă. E o fată ok. Auziți ce face Sibel? V-a zis deja. A, ok. Mamă, Doamne, băi, Alin, eu nu mai știu ce să mai cred, sincer, acum. Deci mă iau oamenii... Păi ăștia te bag în ceață. Nu, Sibel, fata asta care spun eu, a fost angajata mea timp de vreo 10 ani. Am muncit, într-adevăr. A fost... mi-a făcut curatul pe mine, gen, și acum în ultima perioadă a luat-o Dani Mocanu. După care, cum îi spunem, când cu angajările, nu prea mă cunosc, nu știu eu limbaj, a concediat, dacă pot spune așa, a ținut-o puțin și a dat-o afară, pentru că ei nu-i convenea salarul. În fine, la mine a fost bine, la mine a fost ok, că dacă merge în altă parte, primește mai mult. Din păcate, de la strudel cu mere a ajuns la strudel cu brânză. Să nu înțeleg. Asta este. Au dat vrabia din mână pe cioara de pe gardă. Da, barza de mână pe băbriuța de pe gardă. Ce dracu să mergi? Întreabă de Ionică. Ce faci, Ionică? Cine? Ionică, cică. Cine Ionică? Ionică. 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 Da, patronul. E practic și teoretic șeful meu. Mă, dar e viața omului. Eu m-am prins, adică eu știu că faci mișto. Stați liniștiți. Nu s-a atât de... Adina e ținta gândită. Da, frate, nu știu unde vezi. Mamă, Doamne, nu mai fac parte. Elvis, Elvis. Elvis. De la mă, Elvis. Elvis. Păi, ia lăsați-mă. Elvis, ai băgat pula în gura mea, Elvis. Elvis, e pasta numai din bezi și tu. Vezi că e de cursă scurtă. În bandă. A, ok, mă, eu m-am prins de șmecherile voastre acum aici. Deci gata, m-am prins. Am prins toată povestea, cine-i cum, ce se întâmplă. Dacă vrei, Elvis, o limbăm amândoi viața mea. Eu în curte în față. E foarte drăguță fata asta, chiar mi se pare ok. Uite, și aranjează părul, știi că trebuie să ia sus, două, trei piese. N-auzi, Alin, că nu-mi plac fetele? Cum? Nu-mi plac fetele. Nici mie bărbați. Păi aia zic. Păi și atunci ce tot zici? Frații mei, tot mână. Ai dormit deloc, Amalia? Nu, viața mea, nu. Vezi că are 24 de ani, Elvis. Elvis.